Zona Piața Unirii din capitală este una dintre cele mai frumoase zone din București, dar și una dintre cele mai vizitate de către turiști. Magazine multe avem, fântâni de aproximativ 7 milioane de euro avem, asfalt însă nu prea avem. Așa arată în momentul de față majoritatea bulevardelor din zona Piața Unirii. Iar gropile de pe asfalt, de pe trotuare și de pe străzi sunt la ordinea zilei. Trebuie să ne uităm, să mergem cu capul în pământ, să nu cădem în gropi. N-am crezut că o să ajung să văd și să aud ceea ce se întâmplă în zilele de astăzi. Asta este peste tot, nu e numai aici. Da. Poate le repară și o să fie mai frumos. Exact în centru orașului, uitați-vă și dumneavoastră în ce hal arată. Nu este admis așa ceva. Poți, vin copii, oameni mai în vârstă, pot să-și rupă picioarele, Da, e ceva așa incredibil. Nu-ți vine să crezi că în centru Bucureștiului există acest lucru. În primul rând și pentru străini. Vin și zice, păi am fost în București, era o mizerie pe acolo, îți rupeai picioarele de la toate. Așa că plimbarea pe trotuarul din fața magazinului Unirii sau pe trotuarele de lângă se poate dovedi a fi o adevărată aventură. Pietoni, copii, bătrâni, tineri, cu bicicleta sau pe jos, cu toții fac slalom printre gropi și încearcă să nu se împiedice în dalele de beton ieșite de la locul lor. Intrările la metrou sunt și ele complet distruse, iar pentru că alegerile se apropie, să vedem dacă măcar acum aceste trotuare intră în reparații.